Să trăiască clienții și familia lor sărbători fericite și dacă vă prisosește, dați un leu pentru utilajul meu. Doru Înzăpezitoru sunt de la Comandamentul Bucureștean de Iarnă. Deci vreau să mă scuz în numele la colegii mei pentru deoarece ninsorile ne-a luat prin surprindere. Vă anunț, ca să știți dinainte, că nu e ceva intențional. Dar la noi, în administrația Bucureștiului, să știți că e război civil. E ca războiul rozelor între Casa Regală de Lancaster și Casa de York, 1455-1485, 30 de ani fără TVA. Că mie mi-a plăcut mult istoria, dar nu era să mor de foame ca profesor, așa că m-am făcut șofer pe volă. Cum era și cântecul ăla? Volare, oh, furare, oh, oh. E imnul primăriei. Unde se bat cele două roze? Roza roz de voluntari și spinilul Dragnea din Consiliul General. Știți că Nea Liviu a făcut o facultate de contabilitate care a fost înființată la 3 ani după ce a terminat-o el? Ăsta și-a furat și studiile. Așa, ce voiam să vă zic? Dacă mai ninge, luați-vă concediu ca să nu vă îmbolnăviți cu nervii capului în trafic. Că săptămâna trecută doar ce a picurat nițel și a făcut infarct circulația. Că oricum, nu-i pasă nimănui. Toți sunt puși pe contracte de panseluțe și căsuțe de lemn pentru târgul de Crăciun. Ci că o să ne ia și pui camere la administrația parcurilor, ca să dăm găuri în pământ înghețat, să băgăm panseluțele. Tâc, 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 tâc. Banditul de la sectorul 2 a plătit pe spații verzi cât jumate de referendum. 23 de milioane de euro. O crizantemă, zice Curtea de Conturi, era 12 lei în piață și 310 lei la primărie. Păi ce, sunt banii lor? Sunt banii voștri care i-a spus lup la stână. Acum au pus și stâlpișor lângă linia de tramvaie. Stai să vezi ce o să ia nenea Doru cu utilajul la rânca pe cocoașele de încetinire. Uite așa, pac, 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 pac. Păi dacă nu încape bălama și ăia o să fie acoperiți de zăpada aia jegoasă, ce crede? Sau, în cel mai bun caz, o să lăsăm mormanele peste ei să înzăpezim jumătate banda. Că de-aia am și zice, Doru Înzăpezitorul. Asta e alta afacere cu stâlpișori. Bă, nu mai vezi așa ceva în toată Europa. Îi au strada liberă, curată, bă, nene, cu tramvaie de-alea joase, silențioase, cu iarbă între șine. Bă, la noi zdrângâne astea mai rău ca tramvaiele cu cai, bă. Măcar alea erau bune, că pășteau cai iarba aia înaltă din sectorul 5 și nu se mai opreau în drum tramvaiele lui primarul Florea, Vanghelie 2. Ce a fost până acum? A fost parfum, vă zic. Bă, de cât se bate vrăjmașul Fericirea cu infractorul mustăcios, nimic nu o să se mai facă în București. Primăria o să ne facă plinul la utilaje cu motorină și consilierii o să o scoată din rezervoare noaptea ca hoții ca să nu mai ieșim pe traseu și să o lasă pe cocoană în offside. De parcă lui Găbița Ferfenița-i pasă. Pac! O să scoată niște vouchere din banii voștri să mai trimite la vară niște bătrâni în Grecia să-și trateze la soare reumatismele înghețate în stațiile RATV. De asta zic și să mă iertați că am venit așa ca gunoierii la sfârșit de an să ne luăm prima de la clienți. Dați un leu pentru utilajul meu ca să am măcar de 3-4 litri de motorină să-l scot din remiză când vin burduhănoșii ăia de funcționari cu șofer de la Comandamentul de Iarnă să ne inspecteze demonstrativ. Bă, să vadă dacă suntem pregătiți de nisoare. Păi, suntem, bă, cum să nu suntem? Am pus mână de la mână și ne-am luat la garaj de Black Friday un televizor. Să vedem la știri cum arată orașul blocat de prima nisoare. Bă, dar cel mai mult ne amuză babele și moșii care se plânge de gheața de pe trotoare și de troienele din stații. Păi cine a votat, bă, ce a votat în capitală? Mamaie, pe Alibaba și cei 40 de consilieri. Hai, vă pup pe Doru Înzăpezitorul. Coco știi.